Astăzi eu alături de Lu vom încerca să supraviețuim 24 de ore într-o grădiniță abandonată. Experiența noastră a fost interesantă, dar mai ales înfricoșătoare. Stați până la sfârșit să vedeți cea mai horror experiență trăită de până acum. În primul rând, hai să vedem cât este ceasul. Ceasul este 5:44, după cum puteți observa. Am zis să venim mai pe seară ca să stăm mai mult peste noapte. În grădinița asta, Andrei Rău a învățat. Bunii? Da. Ăla e un căcat. Oh my god, ce urât miroase aici. Aici este camera unde Andrei Rău, prietenul meu, a învățat. Aici se află baia. Uitați-vă cât de jos sunt chiuvetele. Pentru că gândiți-vă că aici sunt copii care cât poate să aibă, un metru, un metru și ceva. Uitați-vă acolo, este un loc de joacă. Asta este curtea. Sunt niște oameni, sunt niște oameni. Asta-i jos, asta-i jos. Bro, uitați-vă ce e aici. Plin de saltele, cred că aici dorm oameni ai străzii. Stați până la sfârșitul acestui vlog, pentru că momentul de față este zi afară. Dar odată ce vine noaptea, nu știu ce se va întâmpla. Hai! Bă, se aude din spate! Dai! Bro, dă să bag camera pe aici. Deci, efectiv, noi acum filmăm prin ușă. Gândiți-vă că aici au fost copii care au învățat. Grădința, nu știu, e că de vreo 4-5 ani probabil e abandonată. Păi sper să nu fie oameni. Nu, what the fuck? Doamne, cum arată locul ăsta? E foarte murdar și mie că e ceva mâncare mincegâită pe aici și mi-e frică de gândat. Doamne, m-am speriat, am găsit că e o pisică la cum ai făcut. Bă, tu nu ești sănătoasă. Ia ce scrie? Căcare plăcută. Hai că plăcută, că nici n-ai unde să te caci. Ce? Armă albă. Ia, o să-l blurez, o să-l blurez. Deci, Eduard tocmai ce-a găsit un bubuletin, voi nu-l vedeți? Cred că e o profesoară. Aici e dormitor. Cred că aici dormim la noapte. Doamne, ferește. Uite, avem și saltele, ok? Ăsta e un pian. Și merge? Merge, din păcate. Cum se aude, ești prost, mama mea. Deci grădinița asta este destul de mare. Director! La camera directoare, intră lume. Mamă, câte fui, s-a enervat lumea pe aici, dar fuile astea pe jos. Doamne, uitați-vă ce-i pe jos. Legea învățământului preuniversitar. În sublime de camere, ascunse, efectiv. Ce drăguție! L-ai luat acasă? Mă, tu poate le-ai sânge? Da, e sânge. Da, nu știu de unde e sânge, dar efectiv ăla e sânge de acolo și nu știu de unde. Ce părere ai, Lu, până acum de experiență? Trebuie să fii atent la tot ce vezi și ideea e că ăsta e dezavantajul, că sunt foarte atentă și mă sperii la orice lucru. La modul, e sânge acolo, adică n-ai să fii clar s-a întâmplat ceva și nu vreau să știu ce s-a întâmplat. Îmi explică și mie cineva de ce se află o cadă într-o grădiniță, gen aici îi spăla. Tocmai aici am auzit niște pași. Nu știm dacă se mai află cineva cu noi aici sau suntem singuri. Chiar ați auzit ceva? Cum să lași o grădiniță și să pleci? Gen, efectiv, să devină abandonată. Adică, care sunt cerințele ca să poți să faci chestia asta și de ce se ajunge în halul ăsta? Vă dați seama că aici era totul aranjat. Oamenii aveau loc de muncă. Copiii veneau și învățau. Deci, eu când eram la grădiniță, exact așa erau paturile. Nu știu dacă și la voi erau la fel. Uite, o icoană. Unde? Acolo, la intrare. Voi observați dintre toate lucrurile astea? Efectiv, icoana asta a rămas aproape intactă. Arată, cred că cel mai bine de aici. Coborâm chiar acum, am auzit niște sunete jos. Rugați-vă să nu fie nimeni, vă rog eu mult de tot. Cred că pe aici merge la subsol. Oh my god, cât de creepy arată. Lu, eu am încredere că tu ești o fată curajoasă. Păi sunt curajoasă, dar ba piciorul. Eu am 5 de kilograme, la poate are 100. Băi, aici nu e nimeni, din câte văd eu. Ziceți voi unde mai vedeți de-astea pe YouTube-ul românesc. Păi ce s-a auzit? Nu știu. Fără mișto că s-a auzit ceva. Băi, e pe bune, chiar s-a auzit. Băgații! Lasă-mă în durerea mea cum arată camera aia. Du-te și uite-te, Lu. Doamne, 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 doamne. Doamne, mam. Da? Sunteți pregătiți? Doamne, doamne. Uitați-vă aici cum arată. Doamne, fiori. Doamne, ferește cum arată efectiv scaunele astea cu masa aia. Ești că e un film horror, pe bune, ești că e un film horror. Ce caută niște scaune de copii la subsol? Pentru că automat copiii nu ajung la subsol, nu? Ei stau sus. Că învață, au clasele sus, nu la subsol. De ce e totul așa? Mă arată oribil. Ulterior am aflat că există o legendă care spune că copiii care nu erau cuminți erau trimiși în această cameră pentru a-i pedepsi. Voi ce ziceți? Este adevărat sau nu? Efectiv, nu mă așteptam să fie așa aici. Nu știam în ce mă bag. Dacă mai vreți vloguri de genul acesta în care mergem în tot felul de locuri bântuite, apăsați butonul de like și la 5.000 de like-uri o să mergem într-o altă locație care este în afara Bucureștiului, la peste 200 de kilometri de București, dar merită, vă zic. Uite, 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 uite,
aici. Nu. Uite-te-le. Uite-te-le. Bă, ce atât de sigur e prima dată când văd o broască așa aproape. Hai să plecăm, hai să plecăm de aici. Ce s-a auzit? Se aud sunete în continuu. Zici că e închisoare, efectiv. Hai. Mamă, cum arată. Oh, cum arată, ești prost. Bă, ce? Ce? Bă, ce s-a auzit? Bă, ce s-a auzit? Bă-mi bat piciorul în casa. Bă, zici, unde mai dus, mă, Noris? Bă, voi n-ați văzut asta? Dă o lumină, repede. Vai de mine. De unde-s mâinile astea? Puși, puși, puși! Hai, hai, hai! Bă, se aude din spate! Dai, 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 dai! Ieși. Deci nu pot să cred că noi trebuie să toată noaptea aici, unde se aud o grămadă de sunete și sunt pași, dar nu mai pot să respir, efectiv. Măi, arată horror. Și de la exterior, dar de la interior e și mai rău. Guys, s-a lăsat seara și vrem să căutăm un loc unde să dormim la noapte, pentru că deja nu se mai poate. Lu, ți se pare ok să stăm aici? Ce s-a auzit? Bă, s-a auzit ceva de afară. Ce auzi? Bă, ce auzi? Ai văzut? Bă, ce se aude? Ce e asta? Noris, tu vrei să dormi aici? Trebuie, asta e challenge-ul. Noris, a dat cineva sau ceva, ce ne simte cineva, nu știu. Ia uite, nu, aici nu dormim, hai să plecăm. Nu, aici deci nu avem cum, Ieși. Căutăm altă cameră, Nu, cameră. Deci nu, pe partea asta nu zic, pe partea asta să nu. Vino, hai pe aici. Bă, iară s-a auzit ceva. Bă, deci cred că... Dar camera aia e cea mai nasoală. Și tot din camera aia s-a auzit. Dormim sus sau jos? Sau subsol? Nu la subsol. Hai că la subsol dormeam, dacă e. Dormim sus, aici, la etaj sau la parter? Trebuie să găsim o cameră cât mai ok. Hai să mergem și la parter din nou, că la parter... Bă, ușa se era închisă? Nu. Cum nu? Bro, noi pe acolo am venit. Cineva a închis ușa asta. What the fuck? Ați închis-o voi? Nu, nu, nici nu am atins, am ieșit cu tine. Tu, Edi? What the fuck? Și nu e nimeni cu noi, sper. Ok, hai să mergem jos. Asta e ușa aia, mai țineți minte, pe care am... Nu era deschisă. Să-mi bap. Bă. Să mor. Ai văzut și tu că era ceva acolo? Da. Bun, hai să ne stabilim un pic. Nu neapărat că o să dormim fix pe ele, că nu știm cine a dormit înainte și putem să luăm o grămadă de boli. Haideți să vă arătăm cât este ceasul și ce provizii avem la noi. Deci ceasul în momentul de față este 12 noaptea. Stăm deja de câteva ore aici și vrem să vă prezentăm, pentru că după atâtea ore ni s-a făcut și nouă foame, așa că am venit cu câteva provizii la noi. Câteva, avem niște pâine feliată, până chiar e bună. Mai avem niște apă, avem chestia asta, Lu a luat. Ah, sunt sticks-urile alea. Plus două pungi de covrigi, sper să ne ajungă. Și pateu, nu știu. Ah, ba da, și pateu. Da, și un pateu bucegi. Eu zic că ne ajunge, adică gândiți-vă că o să mai și dormim. Ți-e foame sau? Da, nu mai pot. Ți-e foame? Da. Ce vrei să mănânci? Aș vrea pâine, mai sincer. Pâine? Da. Guys, eu mă duc până la baie. Vă rog frumos să nu vă țineți de șotii. Edward, ai grijă de Lu, da? Da. Ai grijă. Da, da. Aici cred că e cel mai bine. Gata, haideți că am terminat. N-a fost cea mai plăcută experiență din viața mea, vă zic sincer. Haideți să mergem, mamă, dar nu se vede nimic. Deci e ușa închisă? Guys, e ușa închisă, efectiv. Bă, ăștia se țin de șotii. Lu, Edward. Bro, vă rog, spuneți-mi că asta e o farsă. Bro, sunt căcat pe mine. Nu mai e nimeni aici. Doamne, mă sperii singur. Bă, mi-e frică. Efectiv, sunt singur. Uitați-vă puțin. Sunt absolut singur. Bă, și mai văd și chestia asta pe perete. Bă, aud niște pași. La unul de ce mai serios au niște pași. Lu, Edward! Ah! Dă-te în pana mea! Bă, voi nu sunteți sănătoși la cap! Ui, ne-ai lăsat singuri! Nu, nu mai gândeam să facem asta! Ți-ai căutat-o, sincer! Iar aici, de la o simplă glumă făcută de Lu și Edward, am ajuns la cea mai rea și înfricoșătoare parte din această experiență. Am auzit o bubuitură în grădiniță și ne-am baricadat într-o baie. Cu toții eram super speriați și panicați și nu înțelegeam ce se tot aude. De frică, am scos spray-ul paralizant pe care l-aveam la noi în caz de urgență. Cine sunt? Mama ta. E cineva aici, mi-e frică.
După aproximativ 30 de minute de așteptat și ascultat orice mișcare se întâmpla, ne-am decis să încercăm să ieșim ușor, ușor din grădiniță. Prima dată am încercat să ieșim printr-o altă parte, dar nu am reușit. Era prea mic locul. Așa că am fost nevoiți să ieșim pe unde am intrat. Din fericire, am reușit să scăpăm, dar nu știm cine sau ce a fost prezent cu noi acolo. Lasă și tu la comentarii părerea ta. Nu știu cum o să editez, cum o să se înțeleagă tot ce s-a întâmplat, dar pentru noi a fost efectiv horror. Ceasul este 5 și 9 minute, nu am reușit să stăm până la răsărit, dar credeți-ne. E imposibil să stai acolo. O să dăm chiar acum mănușile astea jos. Dacă mai vreți vloguri de genul, nu uitați să apăsați butonul de like. M-am sunat-o pe mama, am prins-o din somn. Da, exact. Era pregătită să sune la 112. Da, sunat-o. A fost haos, că-mi bate inima. Vreau să mă liniștesc, nu mai pot. Vreau să fac un duș, Doamne, deci... Hai să mergem, hai să mergem. Mulțumim că ne-ați urmărit, pa, pa.